cinciul ăsta are fracția echivalentă. Deci rup din 3 cincini, e de parcă aș spune 6 zecimi. Vino să-ți explic de ce. O doime este ca o pătrim, o extra o sau 4 optim. 4 optim. Dar aici e bine 3 cincime ca cu 6 zecimi? Da. Cam mulți. Dacă, dacă vrei să mai continuăm cu 8 pe 16 și era. Sau... Sigur că da. Foarte bine. Asta înseamnă că tu 3 cincime ai înțeles de ce înseamnă 6 zecimi. Dar ai înțeles tu de ce am avut nevoie de 6 zecimi? Pentru că sunt două bucăți și împărțirea lor în 10 mi la îndemână. Mi-era greu să o împart pe asta în 5. Dar așa, o împart pe asta în 5. 1, 2, 3, 4, 5. Iarăși pe asta. 1, 2, 3, 4, 5. Și eu 6 din ăsta de 5 și ăsta de aici. Asta înseamnă a doua zi, cât înseamnă? 3 cincini. 3 cincini din rest. 3 cincini din rest până aici este a doua zi. Și să vezi că îi rămân 100 de kilometri. Deci rămân aici 100 kilometri. Care este distanța de la Bacola pe Dumnezeu? Deci rămân 100 de kilometri. Care distanța de la Bacola pe Dumnezeu? Ia uite de câte au rămas. Asta e rest. Acum, dacă asta e numai 25 km, numai una singură, asta a venit așa. Descurcă-te mai departe. 25 km. Fac așa. Ori. 10. 250. 250. 250 înseamnă asta toată. Da. Și asta cât o să fie. 125. Aceea este 125. 125 plus 125. Plus 125. Sau 250 plus 125. Răspuns corect. Foarte bine, da. Da, 375 de kilometri e toată distanța de la București la pe București. Unii ți-a plăcut cel mai bun, Miruna? Dar o să spui, mi-a plăcut cel mai tare aici. M-a plăcut bani. Asta, adică când da. Ai fost în situația de a nu putea găsi 3-5. Asta e rolul fracțiilor echivalente. Dar ai făcut fracții echivalente recent, deci nu este ceva nou pentru mine. Deci ai făcut ceva acum recent și deci da. Nu e ceva nou pentru tine, dar ți-a plăcut aici cum am gândit? Deci ai văzut rostul fracțiilor echivalente? În învățătoarea m-a vorbit de fracții echivalente, a avut în vedere problema noastră. Că
că atunci când nu poți face 3 5 fă tot 6 10 sau poți să faci cât? 9 pe 15. Da. Sau știu eu ce. Da? Deci, dacă nu te descurci la 3 5 găsești una echivalentă. Fiindcă aici ne-au rămas 2, a trebuit să autenticăm și numărătorul și numitorul cu 2 și a făcut 6 pe 10 și ne-am dus foarte bine. Tu îmi spuneai să fac ca așa fel una micuță între ele, două, dar nu știa cât de mică. Și mi-era foarte greu. Ai văzut ce înseamnă momentul acesta de inspirație? Formidabil. Și rostul fraților echivalente. Nu se face degeaba. Așadar, dragilor, cei care mi-ați urmărit, am făcut din nou o lecție foarte frumoasă cu Viruna. Ea este consecventă și vii numai cu probleme tale. Caută de așa prin gazete, pe unde știi tu, și așa cum ai obișnuit, analizăm cu foarte multă atenție ca să facem niște lecții de să se ducă vestea. La clasa a treia, o mai lucru foarte tare. La revedere, dragilor! Să nu uiteți ce să facă prietenii. Să dea like și share. Și încă. Să ne abonăm la Profil Online. Și încă. Să spun la toți prietenii, colegii, la clasă, cum faci și tu? Nu? Spune la toți că, uite, există Profil Online și eu fac lecții. Vreți să mă vedeți pe mine acolo? Intrați la Profil Online și mă vedeți cum, cât de atentă sunt și cât de frumos reacționez și gândesc acolo în fața problemei. La revedere, dragilor!